Aproape zilnic, Ion Olteanu este prezent în fața prefecturii Mehedinți. De data aceasta, protestul său a avut loc de Ziua Patrimoniului și cum aurul românesc se leagă indestructibil de zestrea poporului nostru, momentul nu putea fi trecut cu vederea. Olteanu și-a strigat nemulțumirile în fața celor care veniseră să admire expoziția de artă populară din fața prefecturii. Vă plătim să guvernați, nu țara să o furați! Cu gândul că aurul de la Roșia Montană ar putea fi exploatat abuziv, Olteanu a strigat în fața tuturor celor prezenți mesajele sale pentru guvernanți. El nu i-a uitat nici pe medicii care protestează la București. Adevăratul patrimoniu al României sunt medicii care sunt acum în stradă, protestează, așa sunt profesorii care ar fi trebuit să iasă și ei pentru că au aceeași problemă. Ei sunt patrimoniul acestei țări pentru că... Învățământul, sistemul de învățământ și de sănătate sunt pilonii de bază ai oricărei societăți democratice și au fost distruși, nu mai funcționează și nu are cum nu se poate să avem o societate democratică sănătoasă dacă medicii și profesorii nu sunt plătiți corespunzător. Ion Olteanu protestează de câteva săptămâni în fața prefecturii Mehedinți împotriva proiectului de exploatare a aurului de la Roșia Montană.